Reșița a fost azi noapte personajul principal al unei întâmplări terifiante. Tânărul a fost răpit de trei bărbați cu cagule pe cap și dus într-o pădure din apropierea orașului. Acolo a fost bătut și împușcat în picior. Mulțumiți de realizarea lor sau, nu știu, poate pur și simplu speriați de ce au făcut, agresorii l-au abandonat pe tânăr în fața spitalului de urgență. Răpirea a urmat modelul unei reglări de conturi în stil mafiot. Tânărul a fost luat pe sus de către trei bărbați mascați chiar de pe stradă. Fără explicații, a fost aruncat în portbagajul mașinii. Peste câteva minute s-a trezit într-o pădure de la marginea Reșiței. Un prieten de-al meu a fost luat de pe stradă, a fost băgat în mașină, în portbagaj și dus în pădure. Coșmarul era abia la început. Tânărul a fost bătut cu bestialitate și apoi împușcat în picior. Nu a apucat să conștientizeze ce se întâmplă până când să fie urcat din nou în portbagajul mașinii. Peste alte câteva minute avea să fie aruncat din nou pe jos, de această dată în fața spitalului de urgență din Reșița. A fost adus un pacient tânăr cu plagă împușcată cu coapsă dreaptă. N-a spus mare lucru, că a fost bătut într-o mașină și că... Mă rog, acolo s-a întâmplat, nu știa nici el mare lucru. Prietenii tânărului au venit imediat la spital să vadă ce s-a întâmplat. N-au apucat să vadă mașina în care se aflau agresorii. Niciunul dintre ei nu știe de la ce ar fi pornit totul. Eram la bloc, am stat de vorbă și odată a venit prieten și a zis că a fost împușcat și să mergem la spital să vedem ce s-a întâmplat. A zis că nu știe, că erau cu cagule, pe față, l-au băgat în mașină, l-au băgat în portbagaj, parcă trăim în Texas. Polițiștii au luat tânărului mai multe declarații chiar pe patul de spital și acum încearcă să dea de urma agresorilor.